Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 25 noiembrie 2016. E ultima zi lucrătoare din această lună, pentru că de luni încolo e, nu? Ia stai să vă cum arată. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Puțin modificată vocea, dacă de la răceală, dar asta e. Asta contează mai puțin, știi? Că modificată vocea puțin, că aia să le rezolv. De sezon. Învârte acolo din butoane de sezon. Eu oricum te-am invitat în dimineața asta la o tură de drăială. Ziceam că e ultima zi lucrătoare, pentru că luni e ziua Bucovinei, nu? E zi liberă, da? Așa. Marți? Și urmează, tot după aceea. Da, marți se lucrează? Marți e... 29. 29. Marți lucrăm, se lucrează. Da? 30. Ziua Sfântului Andrei, nu? Da. Și liber? Tot liber, național. Liber. După aia, întâi, ziua națională. Liber. După aia, doi, zi liberă. După aia, trei, sâmbătă, patru, duminică. Deci săptămâna viitoare, așa poate lucrăm puțin pe marți. Bun. Dar mie mi-aduce aminte de, Cosmin, mi-aduce aminte de un banc pe care l-am primit înainte de 89. Cam cum era. Cucu, merge cineva la lucru? Că luni dimineață, știi, nici iarba nu crește prea greu. Marți e prima zi după luni, adică așa. Miercuri muncim cu spor. Joi ne pregătim de weekend, că înainte nu era weekend. Vineri, deja nu ne mai putem gândi decât că mâine e zi scurtă și sâmbătă era zi scurtă, știi? Acum am mai scos o zi lucrătoare din calendar, îți dai seama că e mai ca naiba. Văd. Și, bineînțeles, au mai o campanie electorală în care vin toți, promit, dau. Băi, dar știi cum dau? Dau bani, așa, dau bani, dau pensii, dau toate. Păi, dar unul n-a zis, băi, gata, știi ce? Hai să punem umărul și să muncim. Mm-mm. Doamne ferește, păi cum să jure așa de tare românii? Sau mai ales pații. Nu, pe bune, ai auzit pe vreo unul? Nu, într-adevăr, știi, nu. Hai să... De partea asta nu. Se întrec în promisiuni. Acum... Dar nu așa. Toată lumea știe că la promisiunea, ca să le poți îndeplini, trebuie să ai și cu ce. Când promiți o grămadă de tăieri, de taxe, de toate alea, automat, înseamnă că reduci din cealaltă parte. De undeva trebuie să ai banii, nu? Păi, da, de undeva trebuie să ai banii. Dacă tai de aici, înseamnă că tai și din cealaltă. Tai alte programe. Dispar, să zic, prima casă, dispar nu locuințe, chestii. Nu, automat, nu. Undeva balanța se închide. Deci nu ai cum. Se poate și așa, deci. Nu zic nimeni că se poate tăia din taxe. Automat, atunci nu mai e. Dacă noi nu facem nimic în țara asta, știi cât? Dar măcar dacă am ambalat, știi, am face nimic. Știi, am ambalat frumos la cutie, ce faceți? Ce vindeți? Ce produce? Nimic. Da? Dar-l vinde. Da. Nimic. Uite, vând nimic. Da, nici măcar atât, știi? E o problemă așa, măcar interesantă. Și nu știu, mie așa, că nu prea înțeleg, știi? De unde naiba se trezesc unii că pe mine aia mă distrează, știi? Suntem partidul nu știu care, vrei salarii de atât și pensie de atât, votează-ne pe noi. Ce legătură are una cu alta? Adică, bun, pe cale de consecință, tu poți influența... Vrei salariu de atât și pensie de atât? Da, votează cu mine. Iată mesaj. Că mi se pare oribil unde, cât de proști ne cred unii, că altfel nu pot să-mi dau seama. Asta, de-o parte, cum am văzut, aveau unele partide, au avut mesaje de Black Friday, că votez lumea că ei o să iei Black Friday la taxe, impozite și alte. Adică, da, și de unde? Asta, da, pe bune. Da, da. N-au mai zis ceva, că doar... Bun, cam la atât se rezumă partea asta electorală din emisiune, nici n-a fost cât uși de puțin electorală, dar vreau să scot cumva în evidență că în această perioadă, în ziare, în media, peste tot, își au locul, se bagă în față, sunt băgați în față, au scos bani de la pușculiță,
sunt pe primele pagini ale ziarelor, vor să vor să ne să ne apară în față, doar reușim să punem ștampila pe ei. Eventual și scriu lucrul ăsta pe reclamă. Tatov, știi? În fine, bucuria lor, bucuria celor care au decasat în această campanie, deși fie vorba între noi, e o situație în care până la urmă tot banul cumva reușește să-și spună cuvântul, știi? Pentru că deși ești limitat în a cheltui nu știu cât, sunt niște virgulițe acolo care pot să se transforme în niște avantaje pentru unii, știi? Asta este părerea mea. În fine, avem așadar ziarele de astăzi, dar abundă de multă reclamă electorală. Dar printre acestea mai sunt și câteva lucruri interesante, plus că așa le-am aranjat noi ca astăzi alături de noi să fie Cosmin, pentru că ieri a fost ședință de Consiliul Local. Da. La Suceava. La Rădăuți a fost, dar nu știi ce a fost acolo. Acolo chiar nu am știe Florin, dar o să aflăm noi. Ziceam, ședință de Consiliul Local, multe puncte pe ordinea de zi, câte vreo 17 au fost, parcă. Mai mult de atât, au fost și pe suplimentare. 23, încă vreo 4 pe 5 pe suplimentar, deci au fost. S-a mișcat destul de rapid. Culmea că chiar au mers rapid în privința asta, la un singur punct. Au tăragănat-o prea mult și au dat-o în bălării la un moment dat. În cauza... Au făcut o mică greșeală la vot unii și atunci... Au încercat să o dreagă? La ce? După aceea... Era vorba de... Ce, cu iz electoral? După ce au dat-o ei cu... Au dat-o în electoral, nu? Da, în, din păcate. În... Că erau chestii care toată lumea și-a dat seama la un moment dat că nu era ceva greșit. Și sunt sigur că data viitoare când o vor pune pe ordinea de zi, pe ordinea de zi, da, vor vota. Nu o să iei probleme. Era vorba de o chestie de... Era un proiect înainte care ținea de patrimoniu. Să recunoască că 2% de teren sunt în domeniul privat al municipiului și pot fi după aceea concesionate, și următoarea era de concesionare. Da. Ei, era vorba de 20, vreo 20 ceva de metri pătrați, două parcele câte 20 ceva de metri pătrați. Și n-au votat suficient, trebuie două treimi din cei... La patrimoniu, da. Da, la patrimoniu. Și n-au fost voturi suficiente, a picat și a picat automat și următorul... De cale de consecință și proiect care era vorba de o concesionare de cale de acces pentru un... cabinet a unui medic, logoped, și am înțeles, care la fel se ocupă de copiii cu probleme de dicție, de mai fine, multe, da. Și motorii. Știu că avea, sigur, avea și că avea, are și ceva de tratament. Am înțeles. Și după aceea au realizat că nu era o chestie, era normal să-i faci o cale de acces pentru oamenii mai sunt cu probleme motorii. Nu poți să care în spinare... E logoped sau ortoped, că nu știu. Are, se ocupă, are angajat sau, dublă specializare, care are angajat mai mulți oameni, da, în cabinet. Și tocmai de aia, după aceea și-au dat seama că au greșit, după aceea că au început chestii electorale pe marginea asta, din păcate. Deci era ok, până la un punct a fost ok. Au zis, domnule, am greșit, reparăm, da, data viitoare reparăm, nicio problemă. Mai e și chestiunea asta, adică mai trebuie oamenii să facă și un pic de spumă, că sunt în plină campanie electorală, adică ei așteptau și subiectul. Îți dai seama dacă din 23 n-au avut de ce să ia, a? Sau nu le-o fi dat la partid, băi, fii atent, așa trebuie să zici, știi? Sau așa trebuie să te votezi, vezi dacă îți bagă aia cu nocturna, tu votezi, pac, pac, adică nu. Vezi dacă zice ceva de... Vezi dacă zice ceva de festivalul medieval, te ridici în picioare și strigi. Ăla trebuie gratuit pentru suceveni cu buletin. Și aia fără... Aia micuții ceva. Aia nu plătesc, că-s de mână cu ăștia care să... Aia, adică... Da. Laboratoarele, știi? Din laboratoarele partidului trebuie să apară câte o chestie de genul ăsta.
Da. Din laboratoarele alea, uneori ies din puțul gândirii. După aceea, din laboratoarele alea de... Oricum sunt multe din puțul gândirii, adică... Deci 23 de puncte. Și restul a mers așa, adică au fost cumiți? Da, curios. Am și eu o întrebare. Domnul Aramescu, ce a făcut? Tocmai vorbeam la ce vreau să spun acum. Singurul proiect care a fost refuzat și aici pe bune, chiar dacă aduci un beneficiu zonei, în același timp face și un mare de serviciu. Este vorba de acel nou magazin, nu știu dacă trebuie să-i spune numele acum. Mai există vreo 300 ceva. În Zamca, pe locul fostului Ugira, dar ar trebui construit. Da. Și, na, oamenii au făcut documentația, a trecut prin Comisia Tehnică la primărie. Teoretic, acum era pasul în care hotărător, în care, dacă trecea de Consiliul Local, ei poate să dea drumul la lucrări. Nu, acum, în iarnă, că e cam greu să mai facă, dar în primăvară, cu siguranță. Ei, și aici s-a ridicat o problemă destul de ok și mă mir că au început să o conștientizeze, că până acum nu prea se punea. Dom'le, ce facem cu traficul din zonă? Automat, un magazin de proporții astea, care e deci 4.000 și ceva de metri pătrați, generează o grămadă de trafic rutier, în plus față de ce e acolo în zonă. Cu toții știm că zona aia din Zamca este tot timpul sufocată de mașini, dacă ne uităm. Da, dimineața, cel puțin... Cum să spun acolo... E și strâmb, cartierul e foarte strâmb, da. E gândit... Sunt multe lucruri care ar trebui modernizate în Suceava, mă gândesc în mod special... la accesul la școli, 2, la sistemul de trafic, adică o spun la modul cel mai serios. Mă uitam, spre exemplu, nu ne comparăm noi cu Viena, dar în Viena aveai pe șosea, pe șușa, trecut frumos, era semnalizată banda de autobuz, știi? Tu, dacă intrai cu mașina pe acolo, îți luai o amendă de vorbeai singur, știi? Și de-aia, câteodată mai vedeai mașinile în trafic cum erau, dar autobuzul trecea rachetă pe lângă ele. Ia să se asigure transportul copiilor la școală gratuit sau după un program bine definit. Și îți spun eu că în scurt timp nu o să mai fie nebunia asta. Că ai să vezi un trafic extraordinar de aglomerat. La ora 7:50, 8, venirea la școală. La ora 12, da? Deci astea sunt orele de vârf, când îi duce și aduce pe ăștia la școală, pe ăștia amintitei, în mod special. Ori cu un transport școlar, chiar de ce nu gândi la nivel de Suceava, cu o gândire, repet, pentru că nu toți pot fi aduși cu mașinile, cu transportul în comun. Dar dacă faci trasee și special pentru copilași pe acolo, rezolvi o problemă, iar dacă mai și sistematizezi, spre exemplu, e la generală 3. Acolo e un mare problemă. La generală 9 în opțiune. Doamne, fă niște chestii de alea de trecut, de oprit un pic mașina fără să blochezi traficul, știi? Adică sunt, dar n-a existat așa o bună comunicare, hai să facem ceva bun de la bun început. Am spus și eu repet, s-a reușit nereușibila descongestionarea și rezolvarea traficului pe Mărășești. Eu nu credeam că va fi posibil să dispară mașinile alea care erau pe prima bandă. Știi despre ce vorbesc, da? Uite că s-a reușit lucrul ăsta. Acum se poate circula. Iarna pot să intre să dea cu ceea ce într-adevăr era o problemă acolo. Era o problemă acolo în zonă. Păi, o spun. Dom'le, extraordinar, s-a reușit. Soluții de genul ăsta vrem adoptate. Inclusiv și acolo e iarăși un nod, pentru că întreg cartierul Zamca, care vrea să fugă de aglomerația din centru, fuge pe serpentine. Ai o parte din cei din zona Mărășeștiului care vor să scape tot așa de aglomerația de centru și încearcă să meargă pe serpentine, plus că e de pe serpentine una dintre cele mai facile căi de acces când vii din zona Iscanului și toate alea, da? Adică cine vine din zona Iscanului și localitățile din împrejurim, mă refer aici la Mitoc, la Adâncata, la tot ce vii din zona aia, e mult mai ușor să intri în oraș prin zona asta, da?
Ori dacă mai apare și complexul comercial de care vorbeai, apare trafic în plus. E logic. Automat. Știu din ce spuneau din estimările lor. Acolo ar trebuie fi vorba o sistematizare. O mie de oameni pe zi, din estimările lor. Dar poate să fie și mai mult data. O mie de oameni pe zi pe stradă la mine, ascultă-mă. Tocmai. Pe pietonală sunt o mie de oameni. Unde n-am stradă, n-am, e lut. Da? Aviz autorităților. Și automat atunci, de-aia spun că vedem deja o schimbare de optică. Dacă până acum treceau astea foarte ușor, acum au pus problema, nu, hai să vedem altă soluție rutieră. Pentru că și dar aici ce soluție rutieră s-a propus acolo? Sau practic primăria ce s-a întâmplat? Bun, ei cu ce au venit acum, au venit cumva să facă primăria o bandă de stocaj, deci primăria să le facă. Da. În plus, la dreapta. E cea mai ieftină soluție. De asta ar însemna undeva 4-5 mașini pe acea bandă toți. Acum este trotuar acolo, dacă exact. Unde? Dacă, cum dacă ești vizualizezi din cartierul Zamca, exact, și te duci dreapta către... Da, exact. Asta ziceam. Da? Să fac o bandă de stocaj acolo. Primăria. Primăria să le facă. Și la ce ar folosi acea bandă de stocaj? Ar merge o leacă mai rapid câteva mașini. Să nu mai fie coada atât de mare în spate. Dar aha. Da. Cât rezolvi? Am înțeles. 4-5 mașini care intră acolo pe acea bandă de stocaj. Mai mult de atât n-ar fi. Da. Și automat afectează leacă și pietonal în zonă de acolo. Pentru că era și propunerea primăriei era să facă un sens giratoriu. Asta era una din propuneri, cel puțin. Dar trebuia să cedeze cei de la Lidl, uite că am zis și așa, trebuia da, să... Da, bun, până la urmă da. Se știe, presă trebuia să cedeze o bucată de teren ca să se poată face acel sens giratoriu. În prezent, acolo, primăria nu are teren, sunt numai case și proprietăți private în zonă. Nu ai unde să-l faci. Da. Și intersecția aia, tot timpul a fost cu probleme, din câte știi, sunt montate și acele oglinzi speciale, că era vizibilitatea redusă. După aceea s-a pus semaforul în timp, că au fost... Da, și acum e tot semafor. Cu semafor, da. Și în momentul dacă ar pune, ar scoate semafor, le-ar face sensul giratoriu și altfel s-ar fluidiza traficul în zonă. Asta e dovedit, că fix în giratoriu problemele sunt rezolvate mult mai natural, mult mai ok, mult mai fluid. Acum, noi avem și, din nefericire, un alt exemplu aici, în Suceava, când s-a dat drumul... Dar știi, asta e din ciclu tot pățitul e priceput. Noi am dat drumul, dar au făcut zonă comercială în locul fostei zone industriale, da? Mall-uri peste mall-uri, ce mai vrei tu. Și cu toate soluțiile, că e făcut giratoriu, că e făcut, că și-au făcut ei... asta cum se cheamă? Giratoriu atunci. Nu, giratoriul l-am făcut noi. Ei și-au făcut, tot așa fără ad anume, ei și-au făcut intersecția semaforizată. Giratoriul l-am făcut noi, nu? N-a apărut așa din senin. Sau l-au făcut ei. Eu știu, eu cel puțin așa știu. Că e și aici o diferență de abordare. Dar ai momentul de față tot cea mai aglomerată zonă. Pentru că, în mod firesc, în mod natural, haideți să o spunem pe aia dreaptă, mall-urile nu au ce căuta în orașe. Ele, de facto, trebuie mutate în afara orașelor. Tocmai pentru că ele creează plus valoare acolo, la ele, în zonă. Aici, singurul lucru pe care reușesc să-l facă, în afară de business-ul lor, este plus aglomerație. Asta-i. Deci, odată în plus, ceea ce se petrece acolo generează alte probleme. Zâmbești ușor. Zic. Da, ce bun, ce vorbim de în afara orașului. Aici, în cazul nostru, ar fi trebuit să fie pe la comune, practic. Pentru că nu știu. Da, undeva în altă parte. Da. Într-adevăr, la noi sunt limitate. Granițele orașului sunt foarte, foarte limitate în privința asta și ar fi trebuit să le vedem undeva, poate să le încolo, spre Botoșani, pe la... Deci care este noi, așa... Bun, acum depinde și de abordare. Într-adevăr, am văzut chestia asta și în afară. Într-adevăr, mari centre comerciale scoase în afară. Acum, la noi, e o chestie ciudată că legea spune că câtă vreme ai un teren și ești proprietar pe teren, poți să faci ce vrei pe el. Da. E o chestie... Asta e legea la noi, da.
Nu le poți interzice ce să facă acolo sau să le spui tu ce să facă. Da. Le spui, nu, tu faci blocuri. De ce? De ce mă obligi? Da. Uite, apropo de chestia asta, am văzut și cel puțin în Italia, da? Era acolo un mall, evident, în afara Romei, dar o fază genială, că în prima fază n-am înțeles de ce. Mallul era în câmp, da? Să ne înțelegem, adică în câmp, bine. Când merg acolo, parcarea era supraetajată. Am zis, bă, fraților, voi sunteți sănătoși, adică de ce va... Nu, dar știi ce se întâmplă? Ca să nu meargă omul mult pe jos, de la mașină până în mall. Da? Au preferat, au făcut construcții, sau poate era foarte scump pământul pe acolo, prin zonă. Bă, nu știu, asta, da. Dar de asta acumulate până la urmă, să fie bine, adică tu ai venit cu mașina până acolo și nu-ți fai iluzii că era la zeci de kilometri de Roma, da? La undeva 2-3 minute de mers cu mașina după ce ai ieșit în oraș cel mult, da? Da, asta era ideea, iar în mall-ul ăla găseai absolut tot ceea ce vrei. Bineînțeles, nu E.ON, nu serviciu pașapoarte, pardon, pașapoarte, permise auto și ce mai e. Adică dacă și astea sunt mall-uri la noi, nu, dacă tot era, trebuia să faci un mall administrativ, știi? În care să ai tăti, că așa mai vezi pe câte unii. Și e culmea, săraci, mai sunt rătăciți pe aici, pe la noi, prin față, pe la televizor. Nu vă spărați unde e casa de asigurări de sănătate. Stai tu și explică cum să ajungă la casa de asigurări de sănătate de aici, din față, la Poliția Mare, de în apropierea spitalului, știi? Explică-i la... Să-i faci o hartă mai degrabă, desenezi. Da, nu. Decât să-i explici... Cel mai simplu. Mergeți până în capătul străzii și acolo mai întrebați. Nu, dar e cel mai simplu. Da, așa, da, până îi explic, s-ar putea să ajungă omul cine știe unde. Și, doamne, mergeți în capătul străzii, acolo, în capăt, mai întrebați. Cam cât? Mergeți dumneavoastră un minut sau două. Știi? Că aici mi-aduc aminte, a fost o fază când eram mai... mai tânăr? Nu, mai tânăr. Acum vreo 10 de ani. mergeam cu mașina. Cu mașina, atenție. Și la un moment dat, în pustietatea aia, dăm peste un cetățean. Bună ziua, bună! Mai avem mult până la cabană. 5 minute de mers pe jos. Dar sunteți cu mașina, într-o minută ați ajuns. Păi mergem 20 de minute cu mașina, n-ajungem la cabană. Mai mergem încă 20 de minute, să fac 40 de minute. Bă, să vezi că a ratat cabana. Bă, dar n-a mers atât de repede, n-a trecut nimic pe lângă noi. Ne întâlnim cu alt cetățean. Ziua bună, ziua bună. Mai e mult pe la... Un minut! Zis-o mortu că... Un minut! Mai mers 10 minute și am ajuns la cabană. Bă, eu nu știu cum se deplasează. Dar au alte valori. Da, da. Deci, ori e altă raportare, ori au viteza luminii și ei se deplasează când nu-i vede nimeni. Știi, se teleportează într-o parte, într-alta, ori timpul încremenește pentru ei. Deci, ceva acolo. Bun, aici am exagerat, eu știu, de la 5 minute la 1 minut. Dar dacă prima oară, când noi am mers vreo 40 de minute, omul ne-a zis 10 minute de mers pe, da? În partea asta, mai aveți 5 minute, am mers 10 ca să... Și cu mașina, știi? Da. A, sunteți cu mașina, deci în 10 minute, nu în transfer de oră cât fac eu. Apropo de asta, de întrebat cu drumul, îmi amintesc o întâmplare cu Florin Paia, era plecat în teren. Și tot așa, întreabă, domnule, cum e drumul? Avea de mers undeva într-o zonă mai ferită. Bun. Cum e drumul? Ca cu raua. Păi, merg ei. Mă, niște hârtoapi. Ziceau că nu ies de acolo întregi. Se gândea și ăsta, domnule, cum poți să iei ca cu raua? Băi, poate-ți gândea la găurile de la curea. Băi, sau n-ai văzut curele de alea, știi? Sau se cheamă chimir. Care au bătăși ținte cu alea. Băi, adevărul e că imaginația și faza hâtroșenia, uite că am mai inventat un cuvânt, e specifică pentru noi. Da? Cum e? Cacurau! Când am fost în Ucraina, la un moment dat, într-un schimb de experiență cu cei din zona Ușgorod, a fost o zicere care a rămas cumva antologică. Cum e drumul până acolo? Băi, e nasole, groapă peste groapă. Deci, iarăși da, da. În fine,
Bun, deci pe cetățenie a picat, da? De acolo la următoarea ședință. Picat, sau da. Dacă solicită ei... Să vedem dacă vor veni cu altă soluție tehnică. Deci acum s-a mers pe... Da, ce altă soluție tehnică. Bă, vă dau în judecată dacă nu-mi dați. Că, bă, poate fi și la un anumit număr de refuzuri, poate. Bine, asta în momentul în care vezi că ostentativ Consiliul Local e împotriva ta. Dar eu te întrebasem la un moment dat, domnul Arămescu, și tu... Așa, spuneam. Da. El a zis exact ce spuneai tu. Se scoate cu totul în avar, nu mai vedem unul aici. Automat a mers pe ideea. Gata, afară tot. Afară! Bine, aici e și un of al, nu doar al lui, și altor comercianți locali care compun ei problema. Dom'le, automat i-au sugurmat pe ăștia mici. Da, mi-aduce aminte de perioada interbelică. De anii 30, știi? Da. Da, asta, ei au pus și problema asta. Dom'le, asta înseamnă moartea tuturor micilor comercianți de la noi. Cu cât aduci unul mare în zonă, automat dispar ceilalți din jur. Sau trebuie să se orienteze spre total altceva, ca să o nișă unde care nu e acoperită. Ceea ce e mai greu, nu oricine găsește. Și într-adevăr, am văzut orașe în care, cum spuneam, au scos în afară marile centre comerciale și erau foarte multe... Deci, afară! Da? Da, el mai așa mai... Afară! Acum sunt puncte de vedere. Știu oameni din zonă care, din contră, spuneau, domnule, abia așteptăm să fie magazin. Că, na, e ușor, da, e aproape, e... Din magazin, își face parcare, oamenii se gândesc, aha, am să stau în parcare acolo noaptea. Ți-ai găsit. Nu lasă nici parte. Nu e chiar așa mare parcare. Deci la cum au spații, nu e chiar așa mare parcare. Tocmai ideea, probabil nici nu au vrut să cedeze teren, ideea că oricum e micuță parcarea și automat și-ar afecta tot parcarea lor dacă ar ceda teren să facă acel sens giratoriu. Dar, într-adevăr, sunt mai multe aspecte acolo de luat în calcul. Din fericire pentru mine, sunt una dintre persoanele care nu mai beneficiază și nu e foarte interesată de respectiva intersecție, adică nu mă privește în mod direct. În schimb, din datele pe care le am și din ceea ce știu, este unul din nodurile din oraș cu Niscaeva probleme. Deci, odată cu... Și un colegiu mare, cu tot acolo în zonă, care... Da. Aceeași problemă ce spuneam, copiii care vin la școală. Iar dacă în momentul de față tratăm foarte ușor această problemă și după aia o să plângem, tare nu cred că e bine. Tocmai din perspectiva asta îmi pare rău că a ieșit domnul Hermeniuc la pensie, dar tare ne-ar fi de folos părerea unui specialist. Băi, cum e? Adică să vină, da, cum au făcut-o... Închipuiește-ți tu cum arăta acum Fălticeniu, dacă, sau cum arătau știrile de pe zona Fălticeniului, dacă nu puneau banda aia de separație între cele două. Mamă, cât au crit la vremea respectivă unii. Bă, că ce caută aia, că ce... La care răspunsul a fost unul că se poate clar. Dom'le, este... nu că recomandarea, au pus-o cumva cu titlul de, bă, dacă nu faceți așa, nu dăm aviz. Poliția rutieră, știi? Și slavă Domnului, n-am auzit de accidente pe zona, da, pe zona aia. Pentru că altfel, bă, asfalt nou, da, ia, câțiva donatori de organe, cu motoare, cu mașini, să arate ei cât de... Plus că e la vale, știi, la vale prins viteză mai mare și așa mai, și așa mai departe. Inclusiv la noi, de acolo, pe Calea Unirii, la fel, a fost privită cu foarte multă reticență acea bandă de separare între sensuri. Da, pentru că ambulanță... Dar, în același timp, n-au mai fost accidente. Da. Înainte de acea bandă separată, țin minte niște accidente urâte chiar. De la cei care întorceau. Da, pur și pe... sau, da, păi, odată, cei care întorceau. Și hai să mai spunem un lucru cât se poate clar. Separarea asta aduce așa aminte de autostrăzi, știi? Adică tu mergi pe partea ta, tu pe partea ta. Alea frontale nu se prea pot, da, nu se prea pot întâmpla. Asta nu înseamnă că, Doamne ferme, da. E altceva. De asta zic că vin ăștia acum sau, domne, facem șușa rapidă, știi? La un moment dat citeam zilele astea în media națională. Domne, cea mai așteptată autostradă din România, gata, i s-a stabilit traseu. Și când deschid era
Sibiu, nu știu care. Bă, s-o credeți voi. Cea mai așteptată autostradă în România e Moldova, bă. De oriunde, cum ar trece? Da, nu contează. Câți moldoveni mai sunt, da, în regiunea istorică Moldova? Deci, ei așteaptă cea mai... Cea mai așteptată. Bă, s-o crezi tu. Asta e așa, mintea voastră acolo, la București, că îl vedeam, îi vedeam la un moment dat, pe ăștia erau... Doamne, se poate. M-am dus eu la schi și mi-au luat 2 ore ca să ajung până în Bușteni sau nu știu ce, și 4 ore să ajung în București. Da? Da, băi. Și asta știi de ce pățin? Fiindcă merită, da? Da, în altă ordine de idei. Și bă, trebuie făcut autostradă București-Brașov, să ducă ei la schi. Ok, trebuie făcută și aia. Nu zic nu. Dar mai importantă e o coloană vertebrală în regiunea istorică Moldova ca să ne putem dezvolta și noi. Că dacă n-ai infrastructură, nu te dezvolți. Iar fără autostradă, fără coloană vertebrală, în Moldova nu să ne putem dezvolta niciodată. Da, în fine, repet, cea mai așteptată autostradă, i s-a găsit traseu. Sibiu, nu știu care. Da. În fine. Rămânem cu... și spuneam de domnul Hermeniuc și spuneam de ceea ce era. Practic, trebuie o soluție, așa cum s-a aplicat și vedem că nu mai sunt accidente pe Calea Unirii, că nu sunt accidente, slavă Domnului, la 4 benzi, cum era înainte, strada Sucevei din Fălticeni. Și... așteptăm o asemenea soluție și în zona respectivă, pentru că de altceva nu putem discuta. Eu înțeleg și alte discursuri și alte povești, dar asta cu afară nu merge. Nu merge oricât am fi noi de în consonanță. Deja e târziu, nu mai e ce să mai... Odată. Și mai e ceva, Cosmin. Știi că era mult lăudată lege aia cu... Bama, am înfrânt. Am făcut lege cu 51% produse românești. Produse românești în hipermarketuri. Bă, la nivel de dialog, știi foarte bine, m-am mai contract cu mai mulți și am zis că legea e proastă. Mamă, cum adică legea e proastă? Păi legea e proastă. Deci nu discutăm aici de hai să-i facem pe români să aibă marfă, să poată să o vândă, să faci centre de colectare, să-i dai plus valoare, să ai ceva. Vii cu barda 51%. Descurcați-vă. Tocmai că nu există... La noi problema asta este, știi? Imagine, așa. La noi problema asta e. Adică, hai să ne strângem. Asta, dacă trecem peste asta, cealaltă le poți rezolva. Pentru a le putea furniza. Ei, îți dai seama că au râs unii de noi. Da, fă tu legea aia. Da, și la un moment dat, uite, încă... infringement. Exact, tocmai asta vreau să spun. Ce a făcut? Vai mie! Aia e când, când nu gândești. Părerea mea. Da. Noi gândim în această dimineață și spunem așa. Publicitate.